Care e faza cu Speed și românii? Ați văzut și voi clipuri în care Speed a ajuns să vorbească cu români pe Omegle. Am învățat și câteva cuvinte și ce a ieșit acolo nu mă așteptam. Iar voi ați vrut să știți care e faza și de ce a ajuns Speed prin România. Nu uitați, subscribe la canal. Ce faci? Dau mesaj, fug la pont, număr banii, iau sto, ajung acasă cântăresc. Mă pun pe treabă fest, panicat de filaje, da, tă nu mă opresc. Doamne, dăm putere, cât de gardă mă feresc. Tot timpul stau de șase ca să fiu 100%. Vine să mă sare, știi că își așa că burtă. Fac banii. Prima dată când am adus vorba de iShow Speed într-un clip de-al meu a fost atunci când am făcut episodul intitulat Care e faza cu Talking Ben? Scuzați-mi engleza de regina Angliei. Oh, good morning. Era de așteptat pentru că iShow Speed este cel care a lansat meme-ul ăla în mainstream, cu clipuri și live-uri virale în care vorbea cu Ben. Tot atunci i-am făcut și o scurtă introducere lui Speed. Oricum, mulți din oamenii care se uită și la content în engleză știu cine e Speed. Un YouTuber / streamer / rapper din America, catalogat ca fiind toxic câteodată pentru că țipă mai ceva ca Tyler One. Pe lângă gaming și autoironii, iShow Speed mai merge din când în când și pe Omegle, să troleze. Își schimbă regiunea pe diferite țări și începe să vorbească cu oamenii pașnici care în niciun caz nu-și arată cioaca pe cameră și trebuie să stea cu butonul de cenzură în mână. Știți și voi cum e pe Omegle. Acum câteva zile, pe 16 iunie mai exact, Speed a făcut un live cum face el de obicei și acolo s-au întâmplat mai multe lucruri. Speed a devenit musulman. Ha? Muslim? You're now Muslim. I'm Muslim now? Yes. Yeah, boy. Allah Akbar! Allah Akbar! S-a întâlnit și cu KSI. Is that KSI? Wait, what the fuck? What the fuck is he doing here? Dar a făcut și cea mai mare greșeală. La un moment dat și-a schimbat regiunea din Omegle pe România. Alright, chat, let's go to Romania then. Okay, chat, we're in Romania now, relax. We're in Romania, relax. Așa că oficial a început românizarea lui Speed. Haideți să dansăm și să cântăm împreună bine și de mese mele. Așa. Bineînțeles că nu a durat prea mult să dea de un copil de la de Fortnite Kendama care să-i spună ceva urât. Speed, you nigger. What, bitch? You fucking Romanian piece of... A mai folosit și râul ăla hard, de zici că e citat din Tom Sawyer. Ăla a fost un exemplu prost, care nu ar mai trebui repetat chiar dacă stai în România. Dar după câteva next-uri a mai dat de niște români, o fată și bunica ei, foarte politicoase și ele. Dar totul a luat-o la vale atunci când Speed a crezut că tipa l-a înjurat. What? What did you just call me? Portugalia, nu? Yeah, what is a Portugalia? Yeah, bro, you just called me a bitch in Spanish? Really? So we're doing that right now? Bine, el făcea mișto, dar la scurt timp a intervenit și bunica din Albă ca Zăpada. Și ce a urmat a fost dragoste la prima vedere pentru ăștia doi. What does that mean? Bă, deci nu vă mai las partea asta. Femeia a început să-și iasă din fire, îi arăta semne obscene, dar nici Speed nu se lasă mai prejos. Yeah, 90-year-old Romanian. Din păcate, discuția dintre cei doi s-a terminat pentru că lucrurile au scăpat de sub control. La un moment dat, respectabila doamnă se întoarce cu spatele și își trage în sus capotul ăla cu care probabil se duce la magazin să-și ia borș. Oh, that's stinky ass. No, oh, oh, oh. Dar Speed a fost pe fază și a cenzurat imediat. Totuși se aude o palmă care pleznește de câteva ori ceva anume. Oh! Și nici nu vreau să mă gândesc ce era. Mai amuzant e că și Speed și-a ieșit puțin din personaj, a rămas surprins de ce a văzut. A și dat skip rapid. Nasty. You nasty! Hell no! She's nasty! Oh, I'm so glad I hear my scream! După faza de mai devreme, am mai dat de un român care l-a învățat duma aia cu I do în engleză, se traduce în română cu eu fac. If you want to say I do something in Romania, you say eu fac. And fuck means in Romania I do. Am mai dat de un copil care încerca să-i spună într-o engleză foarte stâlcită că Hymen încearcă să-l găsească pe Omegle, dar nu s-a înțeles nimic. Hymen, he's trying to find you. This is for you. Happy birthday, Ori. Happy birthday, loco.
Chiar citisem un comentariu pe YouTube că Hyman chiar s-a întâlnit cu Speed pe Discord. Era greu de crezut, așa că i-am scris lui Hyman să-mi spună dacă e adevărat. De fapt, confuzia a fost alta. Hyman mi-a spus că a intrat o altă persoană pe Discord, ISUB Kid sau ceva de genul, dar unii au văzut dreaduri și gata, au zis... E Speed. Deci încă nu s-a întâmplat ciocnirea titanilor, dar cine știe? Înainte de live-ul ăsta pe care l-ați văzut, iShow Speed a mai dat de un român, cu vreo 2-3 zile înainte. Un puștan care l-a învățat să zică niște cuvinte de încurajare pentru Ucraina. Dar ce nu știa Speed era că de fapt rostea primele lui cuvinte în română. Și cam așa de curs dialogul care a devenit viral. Yeah, yep, the war in Ukraine, yes, we know about it. Yes. Ok, so can you say something for Ukraine in Ukrainian? Yeah, I was 100% will, man. Can you say... Îmi plac coaiele. Îmi plac coaiele. Yes, very good. That's in Ukrainian and that means I love Ukraine. Ok, good. Cam asta a fost faza cu Speed și românii. Probabil nu o să fie ultima interacțiune a lui Speed cu România. Deci fiți pe fază pe live-urile lui. Nu uitați să-mi scrieți în comentarii despre ce mai vreți să aflați care e faza.